Dacă ne văd aia, le zicem că suntem în Tenerife. La mânecă scurtă. Hai în sus. Că zic că mor. Păi, dar băgă rămas ceva urcări. Vulcanul a fost cel mai nasol, zici, din toate, a? Și cine a fost singurul de alergat-o? Alex, de la... Ce faci, bă? Uite-l, uite aici. Uite. Îți place? Îți place? Săracul de tine. Ce slăbești? Hai. Ia și mănâncă. Ia și mănâncă. Uite. Bravo. Bravo, băiat. Îi le dădui la ăsta, ce slab era. A avut o pungă de oase. Vine aici, fetiță. Fetiță. E, nu e frică. Nu e frică, uite, dădui. Nu îi le mănâncă. Nu îi le iau. Îi le-a dus ei, nu îi le iau. Ha? Te duci rece, zice? Deci viața trece. Înțelegi și te duci rece. Iute, iute, rece. Aici ne ducem pe maxim, zici. E strategia de planul de atac. Mai am, cred că una. Bag-o. O bag și pe aia de acum? Da. Așa. O băgai, o băgai toată. Lasă-o. O las acolo? La tine nu intră? Mai am. O mai lângă. Acum e tău. De ce? La tulpină. Eram 32 aici. Și ce te lauzi? Uite că și eu sunt. Eu pe mine nu mă lasă. Nu mă pot lăsa pe tânjală cu asta. Vine mașina? Aici era câinele ăla. Nu lăsa, doamna, ce te duce? E un câine aici. Nu că vreau să-i dau oase. Sunt mai planuri malefice ai. Cine și imagina că pe 30 decembrie o să fim aici sus pe Marmanu, morți, mor de cald, murind de căldură, murind de căldură. Mi-aș da și hanoracul jos, ceea ce o să și fac. Uha! Altă viață, trecură la mânecă scurtă, că nu se mai putea. 30 decembrie, da. Trebuie să ne uităm la termometru, nu la calendar. Altă viață. Nu știam eu ce dracu-i de urc chiar așa prost.
Nu mai puteam. Deci copsese motorul, fierbea apa în celulă. Man, era să mor de căldură. Hai în sus. Crezi că mor. Era să mor de căldură. Păi? Doamne ajută că nu mai pot, știi cum? Tu știi că m-a oprit să dau asta, că nu mai puteam. Deci știi cum fu? Nici vara pe cani. Altul. Lasă că-i dă moasele când mă întorc. Băi, nu credeam să cred. Hai înapoi că bate vântul din lasă-l să bat. Ne întoarcem. Nu mai poți să întoarcem. Întoarcem. Să bată. Băi, nu mai. Nu-mi crezi că mă pot coace în halul ăsta. Pe 30 decembrie. Știi cum? Nu mai puteam să respir. Și după aia am dădut seama, bă, ce dracu, că nu merg tare, nu merg. Ce plăcut e aici. Că bate vântul, Doamne ajută. Ventilație forțată, că nu mai ține. Se cocea proteina din celulă, dacă mai... Plăcut, plăcut, place. Frumos. Ce să mor? Muri de cal, nu de... La întoarcere, așa cobor. Tot mi-e cald, nici acum nu reușesc să scap de surplusul caloric. Vorbesc serios, mai putui să respir de căldură. Păi dă-te la mâini cum se vă ugură. Ce? Se bage sângele la circulă. Păi circulă. Hai că-i plăcut aici. Foarte bine. Nu mai găsi câinele ăla. Mă tot uitai după el, erau alții. O fi luat cineva. Era așa simpatic, cum pui de ciobănești ceva lăsat. Cățelușe, cățel, nu știu ce era. Oh, altă viață. Băi, cred că... Nu mă lasă, nu știi tu cu cine e dragonul, de ce e în stare. Dragonul, cred că cu adere păcări venea. Nu mai pedați mai scoate, că ardei, uite, nu mai mănâncă. Altă viață. Măi, am observat când te încinți pe bicicletă, cred că e nimic. Cred că e cel mai nasol să parcă îți dă cu barosul, te terie, te taie. Taie respirația. Și acum mi-e cald, dacă tot nu mi-e bine. Aș vrea să bată mai tare vântul, să mă simt bine. Dacă ne văd aia, le zicem că suntem în Tenerife. La mânecă scurtă. Coborâm în vale, nu? Ei, nu. Te întorci aici? Și alt traseu ce-ar mai fi? Îți vine să crezi că și acum tot nu... Tot mă chinuie căldura. Look.
plăcut, nu dă deloc, e numai bine. Hai mai să coborâm un pic pe aici, ce? Hai că mă duc eu să cobor. Hai după mine. Dacă tot facem treabă. O lăsăm să curgă. Atât! Aici e mai ferit, vezi? Vezi că aici ai ferit, e mai plăcut aici. Hai că mai mergem un pic și ne întoarcem, nu? Mai rulăm un pic și pe aici. Până la Prunișor. Hai până la Perg măcar. O să țină și în ianuarie vremea din asta șmecherea, văzui. După aia ne dă vântul în nas. Și ce are? Îi dăm în bărbie dacă... Parcă merge singură pe aici. Ai văzut că se duc mașini electrice în cap? Vânzările. Au rămas fără proști. Li s-a terminat stocul de proști. Da. Că majoritatea dacă au bani trebuie să aibă și eu în cap. Corect. Ăștia mai mult care vreau cred că să
să semnalizeze. Aia de la Ford și închiseră producția de camioane praf. Care ar fi chestia de... Nu m-ar convinge niciodată să iau o mașină electrică. Eu cam toate mașinile care am avut au fost și cred că 2-3 ani în care au stat pe dreapta, nu le-am mișcat. Ei, mașina asta electrică, o mașină electrică toată, exact așa, asta e. Asta, toată valoarea ei, bateria aia. Păi dacă... Asta a fost pe mașină electrică. Asta a fost GPL-ul vorbit din tine. Așa. Dacă o lași 2-3 ani, păi e bună de aruncat la gunoi dacă nu o miști. Mai în 2 ani nu e. Păi nu zic, e terminată bateria aia dacă o ții pe dreapta, fără să o folosești. Apare mașină, mașina. De unde mașina? Din spate. De unde? Nu e în 2 ani. Nu e? Atunci îmi vâjii mie prin... Așa mi se părut că aud. Ce enervant e pământul ăsta. Oh, scuze. Se simte așa? Aiurea? A, mă, poate... Ce să mână? Aruncă cu mâna? Prea tare. 1800 toamna. Și mie mi se păru că, dacă nu știu ce, crezi că își pierdură cheile ceva. Caterin, că ține-mi ce cald. Deci asta nu e... Eu schimbă automat asta. Hai că vine aerul cald de la exploziile din Ucraina. Atâta bubuială acolo. De la uraniu. Țin minte să mai fi pedalat la pantalon scurt. Dar la unecă scurt în decembrie, nu mă aduc aminte. Da? Nu are chiar fost așa. Ei, nici chiar așa. La limită. Și nu că sunt eu drogat sau... Hai. Coca, coca. Coca. Yeah! Nasul diamant. Nu mai am întrebat, cu ce v-ați drogat, cu ce v-ați drogat? Cu glicemie, jumări, i-a zis-o. Armale. Păi da? Suica. Coase de porc și chiftele am băgat. Vina negre. Fără vinoase. Dar porcăria am băgat la greu. Uite pe aici. Dar mai tare coasă e porc. E corect. Nu mai mănânc pui de vreun an, mă simt perfect. Cea mai mare porcărie era puiul ăla. Ăla din comerț, zic, așa? Da, ăla era spălat în sodă ca ustică. Da, soda era bună. Aia, da. Restul era la sol. Soda era de calitate. Curăța mațele, ieșea o lună. Îl mai vorea să gătești cu untură. Păi da? De da. Așa e. Dar nu vezi că sunt o grămadă de ăștia de spălați pe creier care... Parcă nici comuniștii nu țineau așa propagandă. Cu ce să mănânci, cu veganismul, cu rahaturi. Sunt bune și ele, dar să fie
în salată, lângă friptură. Toate legumele. Nu vezi că au ajuns din ăștia copii să le fie frică să mai mânce carne. Parcă ar mânca, parcă s-ar droga. Ce, cum îi spală pe creier, zic. Și acum glumă neglumă, ci că de la lipsa de proteină animală, bine, din asta de durată, nu? Că dacă ții un post sau o perioadă e sănătoasă, dar zic cu ani să nu mănânci, îți fuzi masa musculară. Iar morbiditatea în rândul adulților, factorul principal e lipsa masei musculare. De acolo niciunul care nu are o masă sănătoasă, o masă musculară scheletică sănătoasă, n-apucă mult. Păi, dar băgă rămas ceva urcări. Ha? Puțin, da. A, mai mult. Dacă aveam acum hanoracul, exploda motorul. Acum ne bate vântul din spate. Dar și la Max Aușni, la tura aia lungă, e o grămadă de urcat. Ha? Da. Nu? Vulcanul a fost cel mai nasol, zici, din toate, a? Și cine a fost singurul de alergat-o? A vrut Itel să-mi facă figura, ci că ai înapoi, mai erau 200 de metri. Da. Nici n-apăream pe listă. Apăream DNF. Sabotaj pe față. Să vezi acum record. Hai cu o șmecherii rău. Uite aici ce de faci. Mamă.
Hai, mai stai? Tot timpul acum, vreo 10 ani, mă gândeam cu ce șmecherie de aia din Australia, că se dau cu bica în decembrie, în ianuarie, doar la banana. Acolo e de trăit. Știi că plecau și ăștia noștri din Turcia, în să-și facă cantonamentul, unde nu era iarnă. Și uite, man, aici, venea Australia la noi. Ce pierduși? Păi eu de ce crezi că vin așa? Crezi că eu la mine nu se simți? Thank you.
Cățel! Cățel! Stai numai în drum, că te lovește mașinuța. Ciuții! Cățel, cățel, ții mă! Ții, fii cu minte, fii cu minte, cățelușe! Na, cu minte! Cu minte, pleacă de aici! Pleacă! Știi, tu ții, tu nu-ți dai seama că bate tare vântul și ții, îți calculezi atunci. Și când se oprește, ai zburat. Exact. De-aia trebuie să mergi cât mai încet acolo, că nu prea e cum, la viteză mare e fură. Hai că nu intra, eu eram pe aici, pe afara drumului. Bă, ce mă claxonează o moșulică la stop. Deci eu eram banda din dreapta, de făcut în dreapta. Eu eram pe banda asta, deci nu tăiasă în linia. Și ăla n-avea loc să treacă cu un Logan de mine. Și nu știam ce tot mă claxona, dar banda lui era goală complet. Deci nu stăteam deloc pe banda. Am văzut nu știu unde, în Nebraska sau nu știu unde, făcuseră așa un Dita mai parc, cel mai mare parc de panouri fotovoltaice. Bă, și-a venit o grindină din aia cu o căstruț. Arăta, parcă era în Yemen, parcă era fâșia Gaza. Nimic, unul nu era nespart. Mașina. Toate panourile le-a făcut praf. Că zici să te bazezi pe fotovoltaice. Vine o grindină, ți le termină. Stai acolo, armică. Bravo! Dai măi, mai e o zi și se trecut și... trecut și anul ăsta. Dar mai dădurăm o săptămână înapoi la kilometraj, la... mai câștigărăm o săptămână de viață cu tura asta. Regenerarăm. Da? Nu vorbesc serios. Ok. Mai cobori sau? Rămâi aici? Bine. Păi atunci ne auzim, dacă nu e mai la mulți ani și distracție.